quick in this world, gonna get it right now. Dragii mei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi este marți și am început ziua împreună cu voi, așa că astăzi dăm startul unui nou daily vlog. După cum puteți vedea și în titlu, astăzi este vorba despre un vlog în colaborare cu o persoană foarte dragă mie. După cum v-am mai zis și o să vă mai repet, fac colaborări cu persoane doar cu persoane dragi mie, doar cu persoane pe care chiar le urmăresc și care pot să zic că știu puțin despre acele persoane și despre viața lor, familia lor, să zicem așa, cât de cât am cât de cât așa o mică legătură, o mică conexiune, vorbim cât de cât, nu prea fac, de fapt nu fac colaborări cu persoane care nu am treabă, pur și simplu să fac o colaborare. Astăzi este vorba despre Bianca Coțofanu. Deci este o mămică adorabilă, o mămică frumoasă, o mămică foarte calmă, vorbește foarte frumos. Are un puișor pe nume Metin, la fel și adorabil, adorabil, o să vedeți. Și voi dacă intrați pe canalul ei, este o mămică care muncește foarte mult pentru a face aceste vloguri. Adică se vede în vlogurile ei că sunt niște vloguri muncite, editează foarte frumos, face niște cadre superbe. Deci credeți-mă că pentru a face vlogurile ei ai nevoie de foarte mult timp, de inspirație, de creativitate și așa este ea. Dacă intrați la ea o să vedeți că ea se ocupă foarte mult cu decoruri prin casă, mă rog, de Crăciun, de toamnă, cu foarte multe hauluri, cu decoruri, cumpărături, cu hăinuțe, apoi activități cu cel mic, cu Metin, cum am și zis mai înainte, deci este adorabil, este mâncabil. Și urmăresc de ceva timp, vă spun sincer, mi-ar place să posteze și mai mult decât o face, pentru că ador, mă inspiră foarte mult vlogurile ei, mereu îmi dă o stare de bine și îmi dă starea aia să fac ceva, să nu stau. Așa că, dragii mei, dacă v-am trezit puțin curiozitatea, vă invit pe canalul ei din partea mea să vizionați și de ce nu să vă abonați dacă vă place de ea, dar vă asigur că o să vă placă, pentru că vlogurile ei sunt incredibil de drăguțe, de frumoase, de muncite și merită să intrați pe canalul ei și merită să vă abonați și să îi dați like, să-i comentați. Pentru că, credeți-mă, din punctul meu de vedere, merită mult mai mult decât are. Deci chiar merită. Deci Bianca pentru mine chiar merită, chiar este pentru mine un exemplu, nu? De la care pot să învăț lucruri. Așa că dacă vă face plăcere, o să vă las aici în descriere. O să vă las link direct către canalul ei și să urmăriți și voi. Nu am făcut un plan de colaborare, să pur și simplu am zis să colaborăm împreună, fiecare își face vlogul ce consideră, cum consideră, dar să ne ajutăm reciproc, să ne ajutăm una pe alta, aici pe YouTube. Așa că, repet, vă invit pe canalul ei. Acum o să începem noi cu vlogul nostru. De fapt, am început de dimineață. Ne-am trezit, am făcut caveluța, am făcut lăpticul pentru bebe, am pregătit-o de școală. Am dus-o la școală și apoi am căutat la Lele, deci credeți-mă, am căutat
cât am putut. Nu prea pot să mă deplasez, cine știe cât, dar am căutat alele pe la foarte multe magazine și Lidl și nimic. Nu am găsit alele și îmi pare foarte rău, pentru că aveam aseară, chiar m-am culcat cu gândul că o să încep vlogul cu acele alele. Dar nu am de unde să le iau și la voi văd și nu știu de unde le luați. Dar la mine nu sunt. Așa că nu o să începem vlogul cu alele, am început vlogul cu lumânări, am aprins lumânări prin casă. Și asta este o pasiune de mea, lumânările parfumate. Ador să am prin casă lumânările, chiar nu mi-am mai luat de ceva timp, așa că o să urmeze în curând să văd dacă am cum să ajung pe la Pepco, că acolo sunt mai multe varietăți și sunt foarte drăguțe și foarte ok de preț, la preț. Continuăm, vreau să vă arăt pentru că mi-a venit și o comandă de la Zara ieri și vreau să vă arăt pentru că efectiv rochița este minunată. Am probat-o puțin aseară, de fapt am purtat-o un pic aseară prin casă. Uitați ce drăguță este această rochițică, ce detalii așa la gât și aici cu fundițele, apoi la mânuță este așa strâmtă. Nu știu, sincer mi se pare o rochițică incredibil de elegantă și de frumoasă. Materialul ei este foarte, foarte bun, foarte, de fapt stați să văd exact ce material are, nu prea mă descurc eu la partea cu materiale. Dar o să ne uităm aici și o să vă zic și vouă, dar oricum la atingere se simte. Bine, spune că este fabricat aici în Spania. Nu prea mai înțeleg mult pe aici. Deci spune că este 100% algodon. Deci... 100% bumbac, mă scuzați. Deci este și normal să aibă această, să se simtă așa la atingere. După aia tot așa un set de ciorăpei care tot așa o pereche aseară i-a probat cu rochițica. Sunt aceștia, așa mai maro, cu inimioare. Are inimioare așa micuțe și după aia sunt aceștia care sunt cei care ea i-a purtat aseară. Sunt așa culoarea asta și după aia aici la picioruș are așa un ursuleț. Și se combină foarte, foarte bine cu rochițica și apoi totodată am aici cerut și gecuța care ați văzut-o de dimineață. Este o gecuță nouă, vestuța aia, pentru că acum aici dimineața este cât de cât răcorică, dar după aia pe parcursul zilei este foarte cald și nu pot să-i pun o geacă groasă, că o să moară de cald la grădiniță. Și atunci am optat să-i mai luăm o vestă, cu toate că mai are una albă, mai are una verde, mai are una roz, dar i-am luat una nouă și am luat chiar și la rochițică mărime 4-5 ani. 110 și așa așa și la fel i-am cumpărat și la, pardon, i-am cumpărat și la gecuță 4-5 ani și la ciorăpei 4-6 ani, dar îi vin ok, îi vin foarte bine. Stai să vă arăt un pic și diademele care le-am luat eu astăzi. Am revenit, vă zic sincer, am mai luat și zilele trecute, dar nu o să vă mai arăt. Am mai luat două diademe și gumițe de păr și am mai luat așa niște clămițe, fundițe, dar nu o să vă arăt, o să vă arăt decât astea de azi. Am început să iau diademe pentru că după ce îi fac baie, de multe ori nu stă să-i usuc părul complet și zic să-i las să se usuce așa singur, îi las natural și îi pun o diademă să-mi vină părul sub ochi. Și când mai ieșim afară, tot așa, la școală obișnuiesc să-l prind, dar când mai ieșim, eu mai pun așa diademe, aceasta este prima. Este așa, o culoare beige spre alb, cu fundița aici în lateral, este foarte drăguță asta pentru rochițele, așa, și m-a costat decât 1,20 €. Apoi următoarea este roz și este așa cu un unicorn și deasupra, asta trebuie să o tai bine. Are așa steluțe pe aici, are 3 steluțe și aici unicornul. Asta, mă rog, asta o să-i placă ei foarte mult, sigur. Mai ales că este roșu cu căluți. Și după aia mai la mine nimic. Un set cu o pilă, o periuță, așa, mă rog, pentru la picioare când îmi fac unghiile. Oricum, comanda care trebuie să-mi vină mie astăzi este tot de unghii, pentru că m-am decis să probez o altă marcă la ojele semipermanente și mi-am făcut o comandă zilele trecute. O să-mi ajungă câteva nuanțe așa doar de probă. Intenția mea este să le probez să văd ce și cum și dacă mai cerem mai departe. Mai am încă o marcă acolo scrisă în caz de văd că nici cu asta nu reușesc să o probez.
Și totodată am mai făcut și o comandă, care de fapt o am aici, stați un pic. Nu m-am pregătit. Cu toate că mai aveam agende, m-am decis să-mi iau una așa micuță. Aici scrie, vreau, pot și o să o fac. Sunt, are fraze așa motivaționale prin ea. Este o agendă micuță. Ce nu mi-am dat seama este că a fost de pe și 2023-2024, am în 2 ani și atunci o jumătate de agendă. Nu o să o pot folosi cum trebuie. Deja am început să-mi scriu unea lucruri. Dar pe tot 2023 o să-mi scriu alte lucruri care nu trebuie neapărat să fie scrise în ziua respectivă. Și are fraze, așa, v-am zis, are super drăguță, deci are, la sfârșit, are aici, dacă vreau eu să bag ceva, are și stickers, foi pentru desenat și, în fine, multe fraze motivaționale și ce mi-am căutat eu este să fie o foaie, adică o zi întreagă doar într-o foaie, să pot să scriu mai mult, în afară de un weekend. Dar este foarte drăguț. Asta este de pe Amazon și chiar dacă vă interesează, a fost și super ok la preț, nu știu, cred că vreo 10 euro. O să vă las aici în descriere și să vă uitați și voi. Este foarte frumoasă, foarte ok de pus în geantă, că este micuță. Aici am un pic zâna Anastasia. Și este adorabilă. Și asta am mai cumpărat, așa că dacă o să vină și ea, o să apuc ce să ajungă comanda astăzi. Cu produsele de unghi, o să vă arăt și aia. Acum ce vreau să fac este să... Am spălat aseară, am spălat ieri tot ce ține de canapea, husele, pături, am aspirat-o foarte bine și acum nu mi rămâne decât să așez păturile pe ea, pentru că mereu îi pun pături, ca Anastasia mereu să găsește să verse ceva, să deseneze, să facă ceva pe canapea. O să punem aia, apoi vreau să mergem să facem paturile în cameră, am strâns un pic de dimineață, dar foarte, așa, foarte puțin. Și o să mai vedem ce mai facem împreună pe ziua de astăzi. Acușica, o să mergem să o luăm și pe Anastasiuca. Astăzi și mâine încă iau la 2, dar de mâine încolo deja va ieși la 5 fără un sfert, că rămâne acolo să doarmă și să mănânce, v-am zis. Și apropo, vreau să vă mai zic că nu a intrat aici pentru voi un vlog, adică luni, ieri, pentru că nu m-am simțit bine, nu am trecut așa... Într-o perioadă foarte ok, m-am simțit ciudățel, mă rog, și pe partea cu piciorul, am avut și foarte mare durere de cap. Am avut și un weekend plin, adică cu toate că nu am fost 100% bine, am avut weekendul plin, a trebuit să facem, am fost și la o zi de naștere, în fine, și multe altele. Nu am stat deloc, dar am decis să nu mai filmez, mi-am luat așa o pauză, nu am putut, nu am fost în stare. Și astăzi mă simt așa un pic ca și cum aș avea nasul înfundat, sper să nu fie vorba de o răceală. Nu de alta, eu trec, dar eu mereu mă gândesc cu ea, Anastasiuca. Mereu mă gândesc la ea și tocmai de-aia v-am zis, nu am făcut un vlog, îmi pare rău. Dar suntem aici în forță și cu o colaborare super drăguță. Haideți să ne apucăm un picuț de treabă prin casă. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. To see the horizon in the far.
horses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Mi-am luat zilele trecute de la magazin. Nu cred că am apucat să vă arăt aceste șervețele și le folosesc cam zilnic, pentru că rutina mea este cam aceeași în fiecare zi, să-mi scutur paturile, canapelele, să aerisesc, apoi șterg praful, toată casa. Acestea sunt pentru mobilă, acestea sunt pentru băi, dar le folosesc un pic și prin bucătărie. Sunt foarte, miros foarte frumos și unele și altele. Așa că acum o să ne apucăm să ștergem un pic și praful. Nu o să dau astăzi cu aspirator și cu mop, am făcut ieri și nici nu prea avem timp, dar o să ștergem așa mobila prin casă un pic. O să vă arăt și vă un pic băile, iar apoi probabil o să dau un pic drumul la rumba prin casă să aspire puțin și cam atât rutina de dimineață de curățenie zilnică, să zicem. Și acum că am făcut așa un pic pe aici în dormitoare, dau drumul la rumba și o trec în băi. Să știți că de obicei aici mai am câteva jucării, am băgat și în mașină la spălat. Acolo am câteva vase de spălat, dar nu sunt foarte multe, mi-am decât de strâns. Și de obicei, dacă seara nu apuc să spăl vasele și spălarea gazul, treaba asta se include ziua următoare, adică astăzi. Dar aseară n-am lăsat aragazul spălat, vasele spălate, mai am decât să le strâng și morocana mea de la cafea. Și am băgat și la spălat între timp, deci trebuie și să strâng, am câteva rufe afară, am un întinzător cu hăinuțe. O să strâng eu și hăinuțele ca să pot să întind alea, dar de obicei, adică de obicei nu, dacă nu apuc seara să spăl vasele, le fac de dimineață,
Așa că astăzi am scăpat. Acum dau drumul la aspirator și mergem în băi puțin. Spor la muncă! Haideți în băi noi! Activitatea mea zilnică prin casă, plus de asta adăugați, după cum azi și de dimineață, de obicei o zi dau eu cu aspiratorul, o zi dau drumul la rumba, deci zi da, zi nu aspir, mă rog, poate două zile aspir și o zi nu, depinde cam. Dar folosesc destul de des și aspiratorul. Apoi cu gătitul, tot așa, o zi da, o zi nu gătesc pentru prânz. De exemplu, am gătit ieri tocăniță de cartofiuri cu afumătură, așa că astăzi nu o să mai gătesc. Doar pentru mine o să-mi fac câteva legume așa la abur, dar pentru prânz nu mai gătesc. O să mai fie pentru cine, pentru, mă rog, pentru Anastasiuca, pentru al meu. Deci mai adăugat și gătitul și cam așa decurge o zi. Nu stau deloc. Cred că nici mama nu stă, mă rog, profiți că tu nu este copilul, faci într-una treabă, faci la spălat, faci curățenie, faci mâncare, faci cumpărături, că fiecare dimineață mai cumpăr câte ceva. Nu stau deloc. Mi-am dat seama că nu mi-a ajuns comanda și deja este unul și un pic, unul și un sfert. Peste o jumătate de oră plec după Anastasia, merg după ea, o iau, venim acasă, mâncăm. Și după aia o pun la somn. Mai are astăzi și mâine de dormit acasă. Și după aia de joi o să rămână la școală. Va dormi mai puțin, deci partea bună este că seara va dormi poate mai repede. Nu că a dormi foarte greu, dar a dormi puțin mai greu. Dacă dormi la miază două ore, vă dați seama. Și poate va dormi și mai ok, mai liniștită. Vom vedea. Acum mai am de întins, încă nu s-a terminat mașina, dar nu o să mai filmez nimic pentru că deja mai am jumătate de oră și vreau să mă duc să-mi pregătesc mie. V-am spus câteva legume și să văd ce mai am de făcut așa prin bucătărie, să strâng vasele, dar nimic special. Noi o să ne auzim. Au început iar reformele sus. Noi o să ne auzim cel mai sigur în după amiaza asta, să vedem ce vă mai arăt și să văd și cât am filmat până acum, pentru că cred că am filmat destule lucrușoare prin casă. Ne auzim puțin mai târziu. Suntem câteva ore mai târziu, cred că este vreo 5, dacă nu mă înșel. Anastasia deja doarme de vreo oră
este acolo în cameră, mi-am luat capotul că mi s-a făcut așa frig, am stat și un pic cu ea în pat și m-a luat așa o răcoare, am fost și am întins încă o mașină de haine și la fel afară este foarte întunecos, foarte frig și zic hai să-mi iau ăsta, pare rău. Nu suntem jamane, doar am capoțelul. Sper să se vadă ok aici. V-am zis, este foarte întunecos afară, foarte, foarte ciudățel. Și vreau să vă arăt, pentru că mi-a ajuns și pachetul. Nu mai am unul care trebuie să mai ajungă, dar mi-a ajuns acesta. Cât am culcat fata, am mai făcut și încă o comandă la Zara. Nu știu dacă o să apuc să vă arăt. Mi-ar place, pentru că este ceva special, este o chestie personalizată, este ziua la cumnata mea și mi-a făcut acolo ceva, mai un cadouaj. Mi-ar fi plăcut să vă arăt, așa că haideți, avem aici comanda. V-am zis că sunt produse pentru unghii și este de la Impresa. Nu știu dacă au apucați voi, dar nu cred că e invers. Impresa, că asta e Spania. Și mă rog, aici v-am zis, mi-am luat-o, sunt pentru unghii permanente, pentru că v-am povestit, mi-am dat seama că la alte persoane țin foarte bine, dar la mine nu. Și ce-i drept, mi-ați lăsat într-un comentariu acolo că de obicei unghiile se mi durează 3 săptămâni și iată că zic, așa este, eu le mai fac la persoane și nu au treabă, 2-3 săptămâni durează perfect. În schimb, mie poate o săptămână, 10 zile și este un pic incomod asta. Recunosc că eu folosesc și foarte multe produse de curățenie zilnic în casă. Nu am grijă de ele să pun mănuși, stau foarte mult cu ele în apă. Recunosc că nici nu am grijă de ele, așa neapărat. Dar am zis totuși, haide să probez încă o marcă. Și atunci mi-am cumpărat baza și topul, care am văzut că este 2 în 1. Bază și top la un loc. După aia mi-am mai luat, de fapt asta vi le arăt câte una și eu după aia o să mă uit aici dacă chiar este totul ok, totul în ordine. Îmi place foarte tare cum este împachetată. Așa, am primit și un cadou, că scrie aici obsechiu, deci ăsta este un cadou. Și chiar mă uitasem, deci eu eram ca și cum sigură că l-am cerut eu, pentru că chiar mă uitasem la el. Sunt acele... Stai să deschid. Știți voi, pentru a îndepărta unghiile, semi, când îți pui produsul aici și... Ce tare, doar faci așa. Și atunci îți ține aici deja hârtia de aluminiu cu produsul, mă rog, ce le dai tu jos cu acetonă sau ce fel de product. Super tare! Nu te mai chinui. Haideți că m-am oprit, că între timp ce filmam a venit și al doilea pachetel care l-am aici, dar ăsta nu o să vi-l arăt, este altceva, o să vorbim noi, când o fi cazul. Și a venit și al meu între timp. Așa cum vă ziceam, mi-au trimis și aceste chestiuțe cadou. Sorry, după mine, la mine băgeam. am zis, sunt pentru a ajuta la retirarea ojei semi, perfect, să nu te mai complici. Adică, pur și simplu spui, cred că am și hârtie dintre aia, vata, produsul și cred că cu ăsta este suficient să le ții. Super tare. Continuăm. Produsul care, să spunem că m-a costat cel mai mult dintre toate astea, a mai fost încă o lampă, dar sper că are întrerupător și tot. Nu ar trebui. În fine, modelul 2 în 1, 12 LED, văd că este o chestie mini, nu mi-am dat exact seama că este mini, dar este o lampă, pentru că aia care am eu este foarte, deci chiar că este o chestiuță atâta și nu pot să pun toată mâna, trebuie să pun mai întâi 4 degete și apoi eu poate o să vă arăt după aia sau în vlogul următor. Este greu și mi-am una mai mare, bine, ce asta este foarte mare, dar da, este mai ok. Cred că fix așa am avut eu anterioarea mea lampă, nimic special, da, vedeți, are ăsta, doar că lipsește, bine, ăsta nu merge, lipsește partea aia de băgat în priză, dar este, mi se pare că asta este detașabilă, într-un fel sau altul, dacă nu înșel. Da, nimic, 12 LED, scria că avea nimic special, pur și simplu lampă, dar mai mare să pot pune toată mâna.
deci este ok. Eu chiar o să mă pun după aia la treabă să probez produsele chiar. Am chef să văd ce și cum. Deci asta este cumpărat de mine. Apoi aici toate produsele sunt marca Carbon, nu știu cum se pronunță. Ăsta este un cleaner pentru după ce, când termin, după ce dai cu topul, pentru a lua, mă rog, știți voi că rămâne așa lipicios și este și cu miros de căpșuni, dacă nu mă înșel. Bine, tot se simte miros așa puternic ca produs, dar da. Dar este drăguțel, era de lămâie, era mai multe, mi se pare că ăsta este de căpșuni. Dacă este oricum, o să vă las în descriere, o să încerc să vă las așa link-uri către produse ce mai cumpărat eu și ce mai luat și pentru fata am arătat de dimineață, în caz de vă interesează ceva, să știți. Deci și acesta nu are căpăcel. Așa. Ce tare de-a băgat aici. Am mai cumpărat ăsta ce era. Ok, gata, ăsta este de la altă marcă, scrie Gabriel Nails. Ăsta este, mi-e greu să vă explic pentru că eu nu știu cum se spune în spaniolă, dar în română este pentru ca și cum să pregătești unghia, ca să degrasezi unghia, să iei, mă rog, mizeria de pe unghie, să iei grăsimea de pe unghie și să o pregătești pentru top, pentru bază. Așa, este Gabriel Nails Cleaner. Opa, scrie aici. 100 de mililitri, nu mi-am luat foarte mari, pentru că mi le fac mie și câteva persoane de lângă. Am mai contat tot așa și câteva fete să mai fac o probă, două, să văd cât rezistă pe unghiuțe și la alte persoane. În trecut eu făceam așa unghii semi acasă, nimic exagerat, cine știe ce modele, am foarte multe modele și așa de unghii. Și am zis că poate, cum este o pasiune, poate să mă reiau din nou. Chestia asta. Mă uit aici să nu pierd ceva între toate. Așa, aici am hârtiuțe din acelea, mă rog, hârtiuțe. Stați să vă arăt. Pentru a șterge unghia, pentru a... Știți voi ce zic. Aici, pentru asta, de exemplu, mă rog, că nu am. O să pun productul pentru a șterge unghia. Și după aia asta, deci chiar aia nu mă așteptam să fie un cadou și m-a bucurat. Și atunci ea își face efectul așa, nu trebuie să te mai chinui. Eu mă chineam cu cutie de aluminiu să le dau jos și așa mai departe. Deci chiar mă bucur pentru mi-au trimis asta. Așa, aici cred că sunt 200 de hârtiuțe din astea. Mă gândeam că era un pic mai mult înspre vată, ei sunt un pic mai ciudățele, dar ok. Nu știu, nu mai am nimic. Și restul le-au băgat aici toate. Dar ce culori mari. Ok. Am în primul rând două lime, așa, mi se pare că am în două, sunt două. Nu, una este 100-110 și una este 100-180. Asta este 100-180, mamă, dar ce tare se simte. Și asta este 100-110. După aia mai este asta. Nu știu cum să vă... Ca să pulezi una. Aici zice pulidor. Să pregătesc tot așa unghia pentru ojă. Am și acestea care aici în Spania se zic palitos de naranja, o să caut să vă spun pe ecran ce sunt bețișoarele acestea. Le folosești, mă rog, pentru a îndepărta cuticula, mă rog, poți să-ți faci mai multe treburi cu ele. Și aici avem oje, am cumpărat 3 nuanțe să probez. Deci avem în primul rând base top quad, v-am zis eu vouă. Acesta e ok că este mare, este de câți mililitri? 7 mililitri, ce am eu sunt foarte micuțe și imediat se termină. V-am zis marca asta Carbon, nu știu cum se pronunță. Am așa baza, topul, 2 în 1, nu aveam cum să iau pe separat pentru că nu aveau.
Și apoi am trei culori. Văd că două dintre ele sunt destul de asemănătoare, pentru că este 003, 004. Nu mi-am dat seama. Despre asta este vorba. Dar ce am văzut eu este că una este un roșu mai intens și una este așa, un rozaliu. Dar vom vedea, chiar dacă sunt la fel. Da, vedeți? Nu este chiar... E foarte drăguță. Ăsta este roșu, aș zice eu, să văd ăsta la alt. Da, și ăsta este așa mai spre roz. Dar foarte drăguț. Cred că asta o să-mi fac culoarea asta, o să probez. Și după aia ce mi-am mai luat? Da, o culoare, am luat așa una la... De merea, asta este nuanța 043. Dar este foarte drăguț. Uite, și asta îmi place. Dați un pic. Pentru timpurile... Dar la timpul ăsta se potrivesc așa nuanțele astea. Este ca un mof, dar nu prea mult, aș spune mof. Este o nuanță așa destul de neutră, super tare. Nu știu, ori asta, ori celălalt o să-mi fac, o să văd eu. Am luat așa câteva nuanțe, doar de... V-am zis, doar de probă, să vedem cât rezistă, cum mă descurc cu ele, cum se usucă, cum merge lampa, în fine. Și chiar acum o să urmeze să mi le fac. Am și asta, ce am arătat de dimineață, lima asta, că mi-am luat-o de dimineață cu model și asta este super drăguță. O mai am și pasta așa micuță. După aia, asta tot la fel pentru a îndepărta cuticula. Mă rog, am doar o de asta, trebuia să fie două pentru picioare. Și o periuță mică, v-am arătat de dimineață acum. O să mi le pun pe toate aici, o să-mi aduc restul de produse ce mai am nevoie să le fac. Și o să mă apuc să îmi fac unghiuțele, dar cred că filmulețul o să-l închid de aici. Poate o să las rezultatul final, dar nu o să se vadă cine știe ce, pentru că le-am foarte scurte. Mi-am dat jos zilele trecute ce aveam și le-am lăsat să crească. Am luat acum, iau și niște vitamine pentru păr și pentru unghii, să vedem dacă își mai revin unghiuțele mele, pentru că sunt foarte delicate, foarte moi. Aici am un pachet care de moment o să vi-l arăt, o să vedem în viitor dacă o să vi-l arăt. Și cam atât, dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vreau să vă reamintesc că acest vlog este în colaborare cu Bianca. Este foarte dragă și, nu știu, vreau să vă zic că și ea mă urmărește pe mine și ea îmi dă mesaje și ea îmi dă comentarii, adică este ceva reciproc, ne place una pe alta. Și, vă repet, v-aș invita... V-aș ruga să intrați pe canalul ei, să îi dați acolo abonare, pentru că chiar merită. Deci, nu zic că eu nu lucrez la vlogurile mele și eu fac foarte mult drag, dar parcă totuși în vlogurile ei văd ceva aparte. Adică văd că are alte idei, are alte, nu știu, este foarte creativă și vlogurile ei sunt foarte multe așa despre decor, de casă, reset, nu știu ce. Deci, e magnific canalul ei. Așa că vă invit la ea. Dacă vreți să spuneți și în comentarii că sunteți din partea mea, mai place și mai mult, dar nu, mă rog, nu este, doar dacă vreți, dacă vă face plăcere. Și cam atât, dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și o să ne vedem cu mult drag în filmulețul următor. Pa!